În apartamentul ziaristului Andrei Mladin sunt comise două crime. Dacă nu renunți la Mihaela, occipitalul tău va fi sfărâmat cu un ghiveș de flori. Pentru a-și demonstra nevinovăția, el se transformă în detectiv particular. Mladin, ai găsit banii? Ajutat și de poliție, îi descoperă rapid pe vinovați. Șerban Ionescu, Cezara Dafinescu, George Motoi, Dina Cocea, Jean Constantin, în Atac în bibliotecă, film polițist 1993, după George Arion, regia Mircea Drăgan. Filmul românesc este la TVR Internațional.